ACS Poli își merită locul în clasament, susține antrenorul mioveniului Flaviu Stoican. După ce a învins pe UTA acasă, trupa lui Stoican se teme de gruparea băneațeană. În tur, fotbaliștii lui Velcea au obținut doar un punct din confruntarea cu mioveni. Și-a anunțat intențiile clar la promovare. Noi ne aflăm la startul acestui retur, să zicem, după două evoluții bune, la Oradea și acasă cu UTA Arad, dar pentru ca acest start de retur să fie reușit, trebuie să venim de la Timișoara cu un rezultat bun. Pentru că după aceea va fi o perioadă de două etape în care vom sta și Bună ziua, bine ați venit, o nouă conferință de presă la